Noți ca o buroască țestoasă. Câteva secunde și te-aș fi ajuns. Te rog frumos, te bat ușor. Protestez. Voi m-ați întrerupt. Clio, erai atât de departe de mine încât am și uitat că mai erai și tu prin zonă. Să câștigi nu este tot ceea ce știi să faci. Și de ce ești tu a treia? O să te întrec la întoarcere. O să încerci doar. Sunt pur și simplu mai rapidă decât tine. De câte ori trebuie să spun asta? Aceasta nu e ciocolată fierbinte, e ciocolată călduță. Ar trebui să o numească așa dacă asta vor ei să servească. Mulțumesc, Ricky. Prea fierbinte. Încearcă asta. Perfect. O să mă prefac că nu am văzut. Excelent! Eu o să mă prefac că ești interesant. Ah, deci nu mă interesează modul cum am să vă salvez de luna plină. Poți face asta? Poate. Ah, relaxați-vă. Fiecare lună plină ne afectează. Și lunar se întâmplă lucruri anormale. Da, dar pregătirea înseamnă 90% de câștigarea bătăliei. Nu te supăra, Louis, dar ne-am pregătit. Da, am fixat toate draperiile în camera mea. Nu intră razele. Și eu am de gând să mă ascund în sacul meu de dormit de sub pat. Mi-am izolat dormitorul. Rezistență totală la lumină. Și noi trebuie să evităm reflecția lunii, nu uita. Hei, încetați! Am înțeles tot. Tocmai am descărcat un nou program astronomic. Îți arată cerul pe timp de noapte din orice loc al pământului. Este foarte precis. Am o teorie cum că puterea lunii asupra voastră are legătură cu alinierea planetelor. Fă ceva în legătură cu asta. O să trebuiască să calculez poziția lunii în raport cu celelalte corpuri cerești. Mai bine m-aș ascunde în sacul meu de dormit. Da, Louis, dar nu avem nevoie de tine. Oh, serios? Luna răsare exact la 8:37 de minute seara și dispare la 7:59 de minute dimineața. Am calculat totul, vedeți? Nu degeaba mi se spune domnul capabil. Nimeni nu spune asta. Oh, o veți face. Ce cauți tu în camera mea? Am să împrumut un pic asta. Nici într-un caz, aveam cumpărat-o. Dar nu am nimic de îmbrăcat. Nu vreau să arăt ca o ratată la primul concert. Vreau să arăt bine. Lasă-mă să mă îmbrac cu ea. Nu e problema mea. Du-te și găsește ceva în propriul tău șifonier. Ai zburat. Hei! Doar pentru că mama și tata sunt despărțiți, asta nu înseamnă că le-ai luat tu locul. Nu-mi spui tu ce să fac eu. E, serios? Cum îți sună asta? Stai departe de camera mea. Tata! Cleo, nu mă lasă să împrumut nimic de la ea. Cleo, trebuie să rezolvăm asta. Da, spune-i să stea departe de camera mea. Spune-i să nu fie așa de egoistă. Fetelor, vă rog. Îmi plăcea mai mult când mama voastră se descurca cu asta. Nu e vorba că nu putem să mănuim acest lucru împreună. Am dreptate? Cleo, o iei mâine pe Kim la concert. Eu? Ce? Nici măcar nu-mi place formația asta. Uite, mama voastră a cumpărat 2 bilete la concertul ăsta înainte să, știi tu, înainte să plece. Tată, nu e vina ta. Mama ta a ales Cleo. Nu despre asta e vorba. Trebuie să fiu la întâlnirea cooperativei de pescuit toată ziua. Și trebuie să mergem înainte împreună, ca o familie. Acum mai mult ca niciodată. Cineva trebuie să aibă grijă de Kim la concert. Pot să mă duc singură. Asta nu e o opțiune. O ieși și pe ea. Toți prietenii mei vor fi acolo. Nimeni altcineva nu va mai veni cu sora mai mare să aibă grijă. Nu sunt un bebeluș. Ba da, ești. Nu sunt. Kim, Cleo merge cu tine mâine. E stabilit. Acum, ia-ți lucrurile. O să întârzi. Bine. Urăsc asta! Tot timpul se întâmplă chestia asta! Ce-i în regulă? Poate e prea plin. Haide, o să te usuci în mașină. Louis, așteaptă-mă. Care e treaba? Ei bine, am examinat toate datele. Pulsul gravitațional, efectul lunii... Și încă mai lucrez la asta. Louis, cât de mult a costat programul?
Păi, l-am downloadat de pe net. Da, dar cât te-a costat? 24,95. Nu, ai fost tras pe sfoară. Hai, fetelor, eu mă concentrez aici. Pur și simplu nu sunt lămurit de ce acționează forța lunii asupra voastră așa cum o face. Ciudat. Mulțumim, Louis, am bătut drumul degeaba. Oricum, fetelor, se face târziu. Ar trebui să mergem acasă și să ne încuiem. Relaxați-vă. Mai este cel puțin o oră până să răsară luna. Nu pot să stau și să aștept pur și simplu. Eu am plecat acasă. Și eu. Hei, credeți că mai avem totuși timp să mâncăm? Mi-e foame. Ricky, glumeam. Louis, plecam. Sună-ne pe fiecare în minutul în care răsare luna. Da. E important, Louis, fii atent. Dacă se întâmplă ceva. Da. Da, vă aud. Noi o să urcăm și o să ne batem cu perne. Nu vrei să vii? Sună interesant. Fără speranță. Duceți-vă direct acasă, nu vă opriți nicăieri. Nici o șansă. Succes! Și vouă. Ce faci? Unghiul dintre Lună și planeta Venus se schimbă constant. Venus e cea mai apropiată planetă și se poate vedea cu ochiul liber. Interesant. Așteaptă. Timpul nu e corect. Am înțeles. E un program corean. E setat pe timpul corean, cerul pe timp de noapte aici e cu ori înainte. Asta înseamnă că luna deja a răsărit. Fetelor, nu! Fetelor! Stop! Nu vă uitați la apă! Întoarceți-vă! Hai înapoi acasă! Bine? Sunt eu, Louis, prietenul vostru? Nu faceți asta! Nu o să faceți decât să... Stricați totul!
Ești acolo? Sunt Lewis, prietenul tău. Lewis. Emma. Ce bine că te-am găsit. Unde sunt celelalte? Lewis? Leo, ești bine? Trebuie să pleci, Lewis. Ți-am spus. Nu avem nevoie de tine. Am fost foarte îngrijorat pentru voi. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru tot ce s-a întâmplat. Haideți acasă. Suntem acasă. Știu, dar cred că o să vă fie mai bine în patul vostru. Să mergem. O să fiți departe de lumina asta lunii. Wow! Ce se întâmplă? Nu ne poți lua. Aha. Cel mai fin pește din ocean. Ce? Tu, perla cea mai strălucitoare. Bijuteria perfectă. Ai dormit bine? Da. Da. Clio, vreau niște sămișuri. Fă-ți singură. Se presupune că tu ai grijă de mine, așa a spus tata. Nu sunt sclava ta, fă-ți tu. Tată! Îmi pare rău, fetelor, trebuie să plec, vă descurcați voi. Vreau unul cu dulceață și unul cu miere. Ți-am spus să-ți faci singură. În regulă, o să iau asta atunci. Închizi ușa de la congelator. Thank you.
ales un frigărui. Și eu am înghețat o cameră întreagă. E ca și cum puterile noastre s-au schimbat. Și a scăpat de sub control. S-a întâmplat ceva noaptea trecută? A fost lună plină. Altceva nu-mi amintesc. Ce-am făcut? Nu știu. Louis a fost cu noi? Un mesaj. Uite, Cleo, știu că nu vei auzi mesajul decât după ce vei reveni la normal. Dar îmi pare rău și vin. Sunt aproape de Marco. Reveniți la normal? Ce căuta el noaptea pe insula Meco? Poate că ne caută pe noi. O întâmplare bizară și nepotrivită, ceea ce unii oameni numesc ciclonul din insula Mako. O serioasă și subită furtună electronică a lovit noaptea trecută insula Mako cu vânturi care ajungeau până la 200 de kilometri pe oră. Meteorologii sunt uimiți de evenimentul acesta și nu au nicio idee în legătură cu ceea ce l-ar fi putut cauza. Sigur aici stătea Louis cu barca lui? Poate era doar la pescuit. A spus vin. Am un presentiment foarte prost. Dacă a stat afară pe furtună? Ceva oribil i s-a întâmplat. Nu știm asta, sigur. Să mergem. Pe plajă și pe lagună, niciun semn de la el. Voi ați găsit ceva? Niciun indiciu. N-am văzut nimic. Eu da. Lanterna lui Louis. Am găsit-o printre pietre. Ești sigură că e a lui? I-am făcut-o cadou de Crăciunul trecut. Nu credeți că... Nu. Cleo, o să ne mai uităm până când... Vă rog, îmi faceți rău. Nu pot să cred că noi ți-am făcut asta. Parcă erați posedate. Vreau să spun, luna plină ne produce reacții oribile. Și noi nu putem să facem așa ceva înainte, cum să producem furtuni sau lumină. Reușeați să vă controlați. Pantalonii tăi sunt cam mulți. Am să-i usuc. De ce au luat foc? Ușor carbonizați. Mai pot fi purtați. Mulțumesc. Serios, mulțumesc. Louis, știi că nu te-am rănit niciodată intenționat. Da, știu. Dar ceva s-a schimbat. Da, dar de ce? E pur și simplu prea periculos. Nu ne putem folosi puterile înainte să știm ce se petrece. Dar nu în public. Sau în preajma mea. Sau în preajma familiilor noastre. Nu. Kim? Kim? Poate că a plecat. Concertul. Trebuia să o iau la concert. Nu ar fi plecat de una singură, nu-i așa? Repede, trebuie să o găsim înainte să... Bună, cum a fost, Cleo? Bună, băieți. Concertul? Da, a fost distractiv? S-a simțit bine, Kim? Unde e? E bine, tata. Eu... Bună, tata. Aici e micuța mea brioșă. Cum a fost la concert?
A fost cel mai tare, tată. Au cântat toate hiturile lor, lumea țipa. Se pare că te-ai simțit extraordinar. Vezi, nu a fost așa de rău să mergi cu sora ta cea mare până la urmă, nu? Așa-i. E bine, mă bucur că în sfârșit v-ați rezolvat neînțelegerile. Drăguț tricoul, Kim. Deci, așa rămâne. Păstrez tricoul și nu mai menționez niciodată acest urât incident. Dar, Kim! Să nu ne certăm pe tema asta, Clio. Hai să ne purtăm ca persoanele adulte. Nu cred că este o idee bună.